Închisorile secrete și tortura în România. Plătim 100 de mii sau un miliard de euro. Stimați colegi, statul român a fost condamnat de CEDO pentru complicitatea sa cu CIA în cazul acuzațiilor privind acte de tortură în închisorile secrete pe teritoriul României. CEDO a constatat că România a găzduit un centru secret de detenție CIA din septembrie 2003 până în noiembrie 2005. Statul român este nevoie să plătească daune în valoare de 100.000 de euro către un presupus ter terorist al Nașiri, torturat într-una din închisorile secrete ale CIA din țara noastră. Asta în timp ce politicienii români au negat constant în trecut că am fi avut astfel de închisori secrete și acte de tortură. Curtea a constatat că România a fost complice la acțiunile ilegale ale CIA-ului și nu a respectat Convenția Europeană privind drepturile omului, încălcând dreptul la viață și dreptul la o judecată dreaptă. Amintesc articolul 2, alineatul 2 din Constituția României. Nimeni nu poate fi supus torturii și niciunui fel de pedeapsă sau de tratat inuman or degradant. Curtea Europeană recomandă României o investigație a cazului de tortură și a pedepsi, dacă este necesar, oficialii guvernamentali responsabili pentru torturarea lui al nashiri Trebuie să aflăm și dacă au fost cazuri similare de tortură. S-a încălcat legea. Răspunde cineva? Cer Ministerului Public și Ministerului Afacerilor Externe să-mi comunice măsurile luate în găsirea responsabililor români care au permis torturarea deținutului al nașirii. Parchetul general a fost sesizat de Comisia Parlamentară întocmită în 2012. Cum s-au finalizat investigațiile și de ce nu a fost găsit nimeni responsabil? Aparent, cheltuielile de 100.000 de euro nu sunt mari, dar ele trebuie puse în contextul mai larg de război împotriva terorii, în care ne-am aliat cu americanii pentru a invada Irakul și Afganistanul. Scopul declarat, democratizarea regiunii. Scopul ascuns, controlul asupra petrolului. Regiunea Orientului Mijlociu este mai instabilă ca oricând la peste un deceniu jumătate de la inv invazie. România a avut cheltuieli estimative, potrivit presei, de aproape un miliard de euro. Niciun dosar mare de corupție nu se compară cu astfel de cheltuieli inutile într-un război în care nu aveam ce căuta și în care unele state membre nici măcar nu au trimis uh, trupe. Solicit Ministerului Apărării o estimare exactă a cheltuielilor totale de la începutul participării noastre pe teatrele de operațiuni din Afganistan și Irak până acum, dar și defalcate. Transport, hrană, echipamente militare, diurnă. Să cugetăm cum puteam folosi. Altfel, acești bani în educație, sănătate, infrastructură, cultură. Dar nu doar aceste cheltuieli sunt relevante. Să ne gândim la pierderile de vieți omenești, la răniți, la populațiile dispersate, ori în cazul de față la cei torturați în urma acestor războaie. Cu respect, Adrian Dohotaru, deputat independent de Cluj.